Salutare, români, și bine ați revenit! Acum că a venit toamna și copiii se întorc la școală, m-am gândit să fac o serie de clipuri noi. Până acum, unele din cele mai de succes clipuri n-au fost review-uri, ci au fost chestii care ajută utilizatorii în viața de zi cu zi. Și la categoria clipuri care sunt utile, intră și astea cu telefoane pe diverse niveluri de preț. M-am gândit să încep cu telefoane până în 500 de lei. E o categorie unde foarte multă lume caută terminale, sunt puține care sunt cât de cât decente, astfel încât, dacă vă dau câteva idei, o să vă fie de ajutor în achiziția unui telefon de ăsta ieftin. Se întâmplă uneori să se strice vechiul telefon tocmai când nu a intrat salariul. Se întâmplă să ai nevoie să cumperi un cadou pentru copil sau pentru cineva mai în vârstă și telefonul este cel mai apreciat cadou în ziua de azi. Adică, da, ok, parcă ar merge și niște haine, o bluză, niște pantaloni sau ceva de încălțat, dar dacă vrei cu adevărat să se bucure, un telefon ar merge cadou. Sunt dispozitive la sub 100 de euro, adică 500 de lei. Mi-am permis să extind topul până la 550 de lei, adică acolo e un telefon care e foarte bun din punct de vedere utilitarist, adică la nivelul ăsta de preț. Nu vă gândiți că este un flagship la 550 de lei, dar este un telefon bun și util. Iar în rest, ne uităm pe site-urile magazinelor ca și până acum, iau în calcul aceleași magazine, nu mă uit pe chestii SF, nu mă uit pe Temu sau Shein, pe AliExpress. Știți de ce? Pe de-o parte, produsele sunt slabe calitativ și pe de altă parte, cei de la Vama au introdus tot mai multe taxe și impozite pe produse și dacă expeditorul nu este la curent cu situația, astfel încât să ți-l expedieze din interiorul UE sau sunt niște posibilități pe care unele firme chinezești le știu și altele nu. Dacă ți-e trimite din interiorul UE, nu mai ai nicio taxă și plătești prețul de pe site, dar dacă el ți-l expediază direct din China, nefiind atent la aceste detalii, te trezești că ai de plată în momentul ridicării. De la poștă, de la prin ce vine, de la curier, te sună curierul că nu s-a făcut vama la colet, durează vama foarte mult pentru că sunt, cum să vă spun eu, ca și la otopeni, niște angajați la stat, cu un număr limitat, cu un timp limitat de lucru, care trebuie să treacă prin zeci de mii de colete pe la care să stabilească vama. Oricât și-ar da străduința și de multe ori își dau străduința, tot durează mult până când ajunge și la cele mai recente expediții. Dar asta este o chestie corectă, adică na, și chinezii trebuie să plătească taxe în Europa, adică nu trebuie să scape de aceste taxe. Pe de altă parte, v-am zis, chinezii au această soluție de a aduce produsele în gro într-un depozit european și să le vândă de acolo, de unde nu se mai au alte taxe. Dar aici trebuie să fiți și voi atenți, trebuie să fie și atenți, deci prefer să nu recomand încă niciun magazin chinezesc, mai ales pentru utilizator obișnuit din România care își caută un telefon. Sfatul meu este să vă uitați pe site-ul producătorului, unde aflați mult mai multe informații mai corecte deseori decât ce circulă pe net. 2, pe magazine mari și care au diverse campanii de reducere. Uneori e Altex, uneori e Emag, uneori este PC Garage, uneori au avut și Flanco campanii foarte bune cu anumiți producători. Deci uitați-vă pe site-urile astea cât de cât cunoscute, Evomag, a apărut acum Vexio, care are niște prețuri foarte agresive pe telefoane. Uitați-vă pe ele dacă vi se par cât de cât interesante, merită luat și ai garanția că se repară produsul, poți să apelezi la garanție să ți-l facă pe gratis. Adică ai niște mici avantaje și nici nu trebuie să stai de vorbă cu un chinez în engleză să nu vă înțelegeți. Cam asta e ideea. Sigur că multe firme chinezești au deja propriile lor magazine, atât europene cât și unele au magazin românesc. Deci vă puteți uita și acolo, pentru că și acolo sunt diverse discounturi la diverse produse, bonusuri dacă te înscrii la diverse newslettere și așa mai departe, vouchere care circulă pe internet și e o întreagă nebunie. Dar o să ne uităm în principiu așa la primele produse, pe primele magazine, iar la final vă ajut să trageți o concluzie dacă acel dispozitiv este cel mai bun pentru bugetul vostru sau parcă ar merge celălalt care era un pic mai dotat, mai depinde și de design, mai depinde și de brandul favorit și așa mai departe.
Hai să vedem. Bun. Am revenit aici ca să vă arăt mai multe la categoria telefoane mobile și mă duc în filtrarea după preț să văd dacă reușesc. Avem de la 200 la 500 de lei și o să-l las deocamdată așa să vedem ce consideră EMAG că sunt cele mai populare, cele mai bine vândute. Un Redmi A3, care nu e rău, nu sună rău deloc, un telefon pentru seniori, Nokia cu butoane, un telefon Note 14, o să ne uităm și la asta. Redmi A3 e pe mai multe poziții, Galaxy A05, în sfârșit o alegere spre care aș fi mers din prima fără să mă gândesc. Motorola G04. Merge și asta de analiză. Acum am să mă duc și am să dau filtru de la 500 la 1000. Dar nu o să ordonez după popularitate, ci în loc de popularitate o să pun preț crescător ca să vedem modele de peste 500 de lei, dar până în 550. Și am mai reținut de aici doar două modele. Redmi 13Q. Sunt multe Realme-uri care sunt la nivelul ăsta de preț, dar nu le-aș băga între top. Sunt bune și ele. C21 e un telefon pe care l-am testat și ok. Dar nu le-aș pune între cele mai bune. Și Redmi 12. Și după aceea ne uităm pe specificații detaliate. Vreau să ajung la ăla care l-am văzut eu ca fiind mai bun, dar e un pic mai scumpuț, într-adevăr. Poco M5. Da? Deci am ales până acum, până la ora actuală, Xiaomi Redmi A3, Ulefone Note 14, Galaxy A05, Moto G04, Poco M5 și Redmi 13C. Xiaomi 12 și Redmi 12 și 13C. Să vedem, facem prima oară deosebirea între cele două modele Redmi, să vedem care e cel mai bun. Normal că 13C este dintr-o generație mai nouă, ar trebui să fie mai bun, dar întotdeauna Redmi a avut și dispozitive copy-paste, care semănau foarte, foarte mult. Deci avem 13C și 13C 5G. Da? Și ne uităm un pic la detalii foarte pe rapid, IPS LCD, aceeași dimensiuni, 679, 674, rezoluție 720p sau Full HD, deci până acum 12W pe ceilalți. Procesoare Mediatek Helio G85, ăsta e G88, iarăși este un pic de tot peste. Stocare de asta mai proastă, 50 cu 8 cu 2, cea mai bună cameră, 50 cu 2, 008. Lentila auxiliară și 008 lentila auxiliară, da, într-adevăr, selfie de 8. Deci, da, 12 le rămâne mai bun decât 13C ca și nivel de dotări hardware versus preț. Vedeți, asta este cât de cât simplu de aflat. Și hai să vedem dintre modelele astea A05 și Moto G04, cum se compară. Ia. A05. G04. Ambele au scos una cu S la final, care e actualizată. IPS LCD, 90 de Hz, ăștia nu au 90 de Hz, ăsta e 720p și ăsta e 720p, deci sunt similare. G85 pe 12 nanometri, Unisoc T606. Ăsta are două nuclee la 2 GHz, ăsta are două nuclee la 1,6 și 6 la 1,6. Deci, teoretic înclin spre varianta Helio G85. Cameră de 50 de megapixeli, ăsta are de 16. Deci, undeva
În clasament ar fi deocamdată lider A05, G04 pe 2, Xiaomi 12, am uitat ce camera avea, îl pun și aici și pe el aici. Redmi 12, pardon. Tot e pe SLCD, dar are Full HD, deci este un pas peste celelalte două. Mediatek Helio G88, are 2 nuclei la 2 GHz, 6 la 1,8. Deci e un pic mai aproape de Samsung. Cameră de 50, 8 și 2. Selfie de 8. Bateria de 5000 cu încărcare de 18W. Samsung are 25 și ăștia au 15. Deci oarecum egalitate între Redmi 12, care are ecranul mai bun, Galaxy A05 un pic mai prostuț și pe locul 3 Moto G04. Și haideți să vedem acum și pe favoritul meu personal, Poco M5, cum stă în comparație cu celelalte. Scoatem pe Moto asta și îl băgăm pe Poco. Și avem așa IPS LCD, 658, e un pic mai compact, Full HD, Mediatek Helio G99, care peste toate celelalte, în primul rând că e făcut pe 6 nanometri, astea sunt toate pe 12 nanometri, 2 nuclei la 2,2, stocare UFS 2.2 mult mai rapidă decât celelalte, cameră de 50, 2 și 2. Deci pierde un pic la cameră, dar în rest 5000 de mAh cu 18W. Este un pic peste ele la ecran și la procesor. Da, deci îl pun ca să rețineți și voi Poco M5 aici. Și mai am în listă Redmi A3, care pare și mai slăbuț decât celălalt Redmi. Ia să vedem. IPS LCD cu 720p, Mediatek G36 și mai slab, MMC se mișcă și mai greu, cameră de 8, selfie de 5, deci este dintr-o generație mult mai slabă, dar este adevărat că are un preț de 365 de lei. Adică el domină pe partea de preț. Telefon în note 14. Deci astea domină pe partea de preț. Și telefon e similar. Ecran de IPS LCD 720p, Mediatek Helio A22 și mai prost decât celălalt. Făcute pe Cortex A53 la 2 GHz, Power VR, și ăsta avea Power VR. Deci sunt din aceeași clasă A3 cu telefoane, dar prețuri, ca prețuri sunt mult mai bune decât mult sub 500, cum ar veni. Trebuie să le punem și pe astea în ordine. Ăsta e 380. Ca să facem o mică recapitulare, cele mai bune sunt un pic mai scumpe, sunt spre 550 de lei. Dar asta ți oferă, pe lângă un procesor mai puternic cu care poți să faci treabă, 64 de GB de stocare, 4 GB de RAM, tehnologie 4G, adică se mișcă și internetul destul de rapid, ai camere foto destul de bune, ai baterie destul de mare cu încărcare 18W. Arată telefon Poco, e ok, ecranul e mai bun, e Full HD, dar costă 534. Xiaomi 12 la fel, are ecranul un pic mai bun, are camera foto de 50, 530 de lei. Dacă vreți să coborăm sub, Galaxy A05471 e foarte ok, se descurcă în tot ceea ce face, are cameră de 50 de megapixel, dar are 720p ecranul. Moto G04 și mai jos un pic, 422 de lei, apoi telefoane note 380 de lei sau, dacă nu avem buget deloc și vrem ceva foarte ieftin, Redmi A3 la 365 de lei. Cam astea sunt telefoanele. Dacă aveți idei de modele bune la nivelul ăsta de preț și care vi se par că ar concura cu astea, lăsați-mi un comentariu pe tema asta și discutăm la fiecare în parte plusuri și minusuri. Ne vedem în curând cu următorul episod care va fi mai interesant, spre 1000 de lei. Dar acolo sunt modele cu adevărat super tare. Asta a fost așa de încălzire. Ne vedem în curând. Baftă! Ceau!